În Gorj a apărut o nouă metodă de a-ți plimba bebelușul. Conduci mașina cu o mână, cu geamul lăsat jos, iar cu cealaltă mână împingi căruciorul în paralel cu autoturismul. Astfel a fost surprins un tânăr de 23 de ani din Târgu Jiu pe o șosea dintr-o comună gorjeană. Totul a fost filmat de o femeie, cel mai probabil mama bebelușului, care s-a amuzat copios de isprava șoferului. Pe imaginele filmate se vede și cum la un moment dat, un alt tânăr se urcă pe capota mașinii, în timp ce autoturismul se deplasa încet pe carosabil. Modul neobișnuit și periculos în care tânărul a ales să plimbe bebelușul nu a rămas fără urmări. A fost identificat conducătorul autoturismului din materialul video. Este vorba de un tânăr de 23 de ani din Târgu Jiu, care a fost sancționat contravențional, conform ordonanței de urgență 195 din 2002, pentru efectuarea altor activități de natură îi distrage atenția de la conducere cu amendă în cuantum de 725 de lei, a declarat Ion Lazar, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj. Poliția a decis să informeze și Direcția pentru Protecția Copilului Gorj pentru efectuarea unor verificări despre modul cum este crescut acest minor.